aflu într-un club arădian, iar în această seară va avea loc o prezentare de modă. De fapt, e vorba de o lansare de colecție, colecția Paris Je T'aime. Și îl am alături de mine pe Mircea Florea, designer de încălțăminte. Bună seara! Bună seara! Tu, Mircea, știu că de ceva vreme te-ai gândit să colaborezi cu tinerii designeri pe care i-ai cunoscut în mare parte la festivalul dedicat lor, iar în această seară Anca Sereș e persoana pe care tu o vei ajuta oarecum, nu-i așa? Da, o să colaborăm la, adică colaborăm la colecția Paris Je T'aime. Poți să-mi povestești puțin despre această colecție? Predomină negru și albul. Și avem o colecție făcută în comun, Anca cu partea de haine și eu cu partea de pantofi. Vor fi rochii? Rochii și pantofi. Și pantofii cam cum arată? Ai ținut cont de tendințele din acest an sau i-ai făcut special pentru colecția realizată? Colecția Ancăi, pentru că ea va fi seara ei și eu voi fi un coleg de... V-ați gândit la o colaborare frumoasă, nu de mult ai fost alături și de o altă tânără designer, mai exact Ramona Julian. De asemenea, ai ajutat-o în lansarea ei și ați avut și un turneu. Cum de te-ai gândit tu să-i susții pe cei tineri care numai acum pășesc în lumea modei? Păi eu practic de câteva zile am făcut un an de când de la prima mea lansare și m-am lovit de anumite obstacole și am zis că să le fie mai ușor să vin eu un pic să-i ajut, să nu le mai aibă ei. Până acum, cum au decurs colaborările? Ramona Julian a fost un succes și Anca, eu zic că va avea și ea succes. Ce tineri designer mai ai în vizor? Cu cine ți-ar plăcea să mai colaborezi? O să urmeze Miki Mihaela și după aia vedem dacă mai... găsim pe cineva care e talentat și... Acum ne-am referit la colecția Paris Je T'aime, dar dacă tot ești aici, aș vrea să ne spui ce pregătești tu, pentru că spuneai, nu de mult s-a împlinit un an de când Mircea Florea a apărut pentru prima oară pe scenă în calitate de designer. 26 martie am făcut un an. A fost colecția aceea de pantofi cu foarte multe floricele? Nu? Care a fost prima? Am făcut cu Ana Șeran la mall. Da, îmi amintesc. Da. Acolo în spate. A fost pantofi foarte colorați, botine cu fundițe. Așa este, da. Și ce colecție pregătești tu pentru perioada următoare? Vreau să-mi lansez luna viitoare numele, sigla și o cutie interesantă de pantof, probabil că va fi unicat cutia. Ne poți da niște detalii? Oricum veți fi primii care o să vedeți colecția, ca întotdeauna, știi? Ne bucurăm că din punctul ăsta de vedere avem exclusivitate. Se pare corect să vin aici, pentru că de aici m-am lansat, da? Și atunci mi se pare corect să vin aici. Dar și următoarea lansare tot la Arad. Noi ne bucurăm că ne-ai ales, ce pot să spun, Mircea? Ne bucurăm că un designer ca tine se simte atât de bine în Arad și nu doar eu mă bucur, ci toate domnișoarele care au ocazia să încalțe o pereche, măcar o pereche de pantofi. Da. Baftă în această seară, noi vom asista la întreaga prezentare și poate mai discutăm după. Alături de mine este tânăra designer Ramona Julian. Am discutat puțin mai devreme cu Mircea despre o frumoasă colaborare care a existat între voi și care probabil va mai exista. Bine te-am regăsit, Ramona, mă bucur că ne-am întâlnit și cu această ocazie. Spune-mi cum de-ai venit și la lansarea Ancăi. Am venit să o susțin pe Anca, designerul din Oradea, care a participat la Festivalul Tinerilor Designeri și a fost premiată cu premiul întâi.
O susțin din tot sufletul meu, o sprijin, este și designer și prietena mea în același moment și la rândul meu, fiind ajutată, susținută, sprijinită de către designerul Mircea Florea, simt nevoia să dau mai departe și să ajut colegii designer din zonă. Cât de importantă a fost pentru tine colaborarea cu Mircea? Cât de mult te-a ajutat el? Foarte mult m-a ajutat. Și aș dori să fac același lucru pentru Anca. Anca este în această seară în Arad într-un turneu în care am prezentat și a prezentat colecția Je t'aime Paris la Timișoara, în clubul Heaven, la Oradea, la ea acasă, într-un club select, foarte select. Nou. Cred că cel mai nou deschis, da, am auzit numai lucruri bune despre acel club. În această seară la Arad, ultima, să zic, escală a turneului, aici la Club Renaissance. Tu ai văzut în Timișoara și în Oradea care a fost atmosfera și impactul acestei colecții asupra celor prezenți. Cum crezi că vor decurge lucrurile la Arad? Cel puțin la atât de bine. Deja ne-am intrat în mână, să zic, în scenă, ne cunoaștem mai bine și manechinele. Și colecția este absolut superbă. Și că veni vorba de manechine, știu că e doar o singură fată din Arad, restul fetelor de unde sunt? Avem fete din Timișoara, din Arad și din Oradea. Sunt aceleași cu care și tu ai colaborat în acel turneu? Nu, ne place să aducem mereu alte și alte fete, noi fete. Ramona, nu pot decât să-ți urez mult succes în continuare, te mai așteptăm și pe la noi la emisiuni. Baftă și așteptăm în curând o nouă colecție. Când va fi, dacă poți să ne spui? Luna mai, posibil luna mai, în luna mai. Da, am început să lucrez la ea și... Da. Oricum, fără cusături, asta e clar. Da, și culoare de data asta, multă culoare. Da. Spune-mi cum te numești și ce faci în această seară aici. Bună seara, mă numesc Mihaela și în seara asta o să prezint una dintre rochile noi colecții ale Ancăi Șereș. Și am mai prezentat și aseară și alaltă seară. Colecția a fost prezentată și la Oradea și la Timișoara. Care a fost impactul colecției acolo? Sau tu cum te-ai simțit pe scena din cluburile respective? M-am simțit extraordinar în ținuta pe care mi-am ales-o și aceea o voi purta și în seara aceasta. Și o să filmați și ținutele sunt extraordinare. Da, ceva abia așteptăm să le vedem și noi. Iar cu pantofii, cum te-ai simțit? Comodă? Ți-au tremurat picioarele? Pantofii extraordinari și se asortează excelent cu ținuta pe care mi-am ales-o. M-am simțit bine în ei, comod și am putut defila în liniște cu ei. Baftă îți doresc și fiți cu ochii pe arădeanca noastră. Alături de mine este încă un fotomodel superb, după cum observați și dumneavoastră. Spune-mi cum te numești și de unde vii. Mă numesc Fronta Larisa și vin tocmai din Oradea. Așa că ai participat și aseară la o prezentare chiar în orașul tău. Spune-mi care a fost impactul asupra orădenilor. Păi având în vedere că prezentarea de aseară s-a ținut în cel mai nou club deschis în Oradea, iar publicul a fost superb. Nu știu, mie mi-a plăcut foarte mult, eu chiar m-am simțit bine, m-am distrat, ținutele lui Anca sunt extraordinare și tema e foarte bine aleasă, așa că eu cred că a plăcut tuturor. Ai mai prezentat pentru Anca până acum? Da, am mai prezentat odată la Gala Diplomelor, dar acum de curând nu. Și asta e prima oară când prezint colecția ei nouă. Ai emoții pentru această seară? Mi-ai dat-o acum emoții, n-aveam înainte, dar... Sper să mă descurc. Baftă să ai, simt pum. Pentru că Alexandra a stat de vorbă cu designerul Mircea Florea, cel care asigură încălțămintea în această prezentare, eu am alături de mine pe Anca Șereș, cea care este un tânăr designer și care astăzi ne va prezenta
noua proaspătă a ei colecție. Bună seara, Anca! Bună seara! Spune-ne, în primul rând, cum se numește colecția și despre ce e vorba, practic, în ea? Colecția se numește Paris Je T'aime și este inspirată din moda pariziană. Este o colecție, ca să pot să spun așa, dedicată femeilor secolului 21. O colecție... Femeilor puternice, mă gândesc. O ținută de club, de party-uri sau diverse evenimente. Vom vedea și rochii lungi, rochii scurte. O să avem și o miresucă, ca să zic așa. Și, nu știu, sper să fie... Să fie cu succes, nu? Da, exact. Pe placul tuturor. Spune-ne, tu ai câștigat Festivalul Tinerilor Designer aici la Arad. Tu ești din Oradea. Cum ai ajuns la Arad și dacă te așteptai să câștigi acest premiu? Am ajuns prin, pot să spun, profesoara de-a mea de la facultate. Chiar cu licența am venit să-mi cer norocul, să zic. Și ai avut un succes de plin. Nu mă așteptam, sincer. Era concurență și am fost foarte fericită. M-am bucurat enorm. Din ce te-ai inspirat în acea colecție? Am văzut mireasa, cel puțin era impresionantă. Era o rochie, avea o rochie neagră din dantelă, acoperită în totalitate. Da, putem spune o mireasă mai misterioasă. Extravagantă. Exact, m-am inspirat din filmul animat Curse Bride, un film de Tim Burton. Culorile de asemenea sunt inspirate din film și moda acelei perioade. În câte mi-aduc aminte, era o colecție în tonuri mai închise, gri, negru. Da, violet, albastru, gri și negru. Culorile filmului, pot să spun, culori reci, care au așa un motiv pentru care le-am ales. Și a fost frumoasă, a fost frumoasă și cu siguranță că a fost apreciată din moment ce ai reușit să câștigi acest premiu, acest titlu. Unde îți dorești ca să ajungi? Cât de departe îți dorești? De cât timp faci design vestimentar? Sunt proaspătă, ca să zic așa, de curând mi-am dat licența și nu știu, sper să ajung destul de departe. Îmi doresc, acum să vedem. Nu ai un cel să ajungi pe podiumurile cu colecțiile tale, pe podiumurile de la Milano, sau îți dorești chestia asta, dar nu vrei să ne-o spui? Exact, oricine își dorește până la urma urmei, dar rămâne de văzut cine ajunge și cine nu acum. Unde ai mai prezentat colecția care o vom vedea peste câteva momente? Am mai prezentat-o la Timișoara și Oradea. Cum se face că ai ajuns să colaborezi cu Mircea Florea? Pentru că astăzi vei colabora cu el. Ținutele tale vor fi adaptate sau pantofii lui vor fi adaptați la ținutele pe care tu le-ai creat. El m-a împins de la spate, sincer, că mi-a propus o colaborare cu el. Deci dacă nu era el, probabil nu m-aș fi apucat de această colecție. Pot să-i mulțumesc și chiar... Și o faci pe calea asta. Exact. Am avut mare noroc, m-a încurajat și m-a susținut și... Ce culori cuprinde colecția? Predomină o anumită culoare, un anumit material? Cum este? Alb și negru predomină și sunt niște materiale imprimate cu tablouri de pe străzile pariziene și femei, dame din Paris... Sună foarte bine, eu abia aștept să văd colecția. Spune, n-ai inclus și niște pălării, știm că... Da? Peretele n-au putut să lipsească, bineînțeles. Tocmai de asta că la... Modei pariziene, așa este. Eu îți doresc, Anca, foarte mult succes, ai și baftă și să nu mai tremur la interviuri. A avut Anca ceva emoții, mi-a spus înainte. Așadar, îți urez succes și sper să ne mai vedem. Mulțumesc și eu, sper. Am alături de mine un model care vine tocmai din Orăștie. Bună seara, cum te numești? Bună seara, mă numesc Micu Adelina. Cum de-ai ajuns în Arad, taman din Orăștie? A trebuit să parcurgi ceva drum. Da, de fapt eu sunt student în Timișoara și m-am gândit să particip și eu la o defilare pentru că îmi place foarte mult chestia asta.
Plus că îmi plac și încălțămintile, sunt foarte, foarte frumoase, chiar le-aș purta. Să înțeleg că la invitația lui Mircea Florea ai venit. Exact, exact. Eu am aruncat o privire asupra încălțărilor, sunt într-adevăr foarte frumoase, în ton cu colectiv. Da, foarte comode, eu mă simt excelent. Ai plecat de lângă mine, nu fugi de lângă mine? Unde ai purtat tu încălțările care le vedem? La ceva evenimente, ocazii speciale, în club, de ce nu? Sunt niște pantofi pentru femei puternice, femei cu încredere. O să îi vedeți ceva mai târziu. Îți mulțumesc frumos! Mersi și eu! Am alături de mine un alt model de-a dreptul super cu niște ochi foarte frumoși care vine tocmai din Hunedoara. Andrei Crețu, asta e pentru tine sau de la tine. Mă mai gândesc. Cum te numești? Mă numesc Diana. Câți ani ai, Diana? Am 21 de ani. Mulți înainte. La fel. De când ești model? De mult, din liceu am început cu modeling-ul. Se deschide ușa, de aceea suntem întrerupt. Ai Mircea, este? La invitația cui ai venit la Arad? Am venit la invitația lui Mircea. Ai mai prezentat pentru el? Am prezentat și alaltă seară am prezentat la Timișoara. Fetele se pare că au treabă și nu stau deloc. Nici o seară nu stau liniștite, nu? Păi nu, nu trebuie să stăm. Îl cunoști de mult pe Mircea? De câteva luni, din decembrie îl cunosc. Să înțeleg că colaborați foarte bine din moment ce în continuare te cheamă la prezentări. Păi da, normal. Îți urez baftă în această seară, să nu te dezechilibrezi, te împiedici sau așa mai departe, pentru că știu că modelele au emoții la astfel de încurcături, să le spunem. Da, o să încerc să mă controlez și totul va fi bine. Baftă! Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus.
Okay.